Ar mai fi o carte despre care aș vorbi rapid. Ea se numește Elegii conservatoare, apărută la editura Icon în 2009, în primăvară, și care e compusă și ea din eseuri, din pastile, dacă vreți. Unele dintre ele sunt ușor lărgite, dar reflecția mea acolo nu e neapărat despre viața cotidiană în Agora, ci mai degrabă despre valorile care subîntind respirația amplă a unei comunități. O comunitate care înseamnă atât cei care au fost, cât și cei care sunt astăzi și cei care vor fi. De aceea tratez cu o anumită prudență chestiuni legate de valorile familiei, de valoarea instituțiilor intermediare, cum sunt breslele, asociațiile profesionale, tot ceea ce compune etosul comunitar al unei lumi și, firește, mă refer și la aspectele de ordin religios. Este o carte în pur stil conservator, în sensul nord-american al termenului. E o carte care pledează pentru moderație și prudență, dar e o carte care pleacă de la această intuiție clasică a conservatorilor anglosaxoni, anume că fără un contract peren, un contract veșnic, care să aibă în centru valori durabile, o societate se poate destrăma oricând, fie din cauza instinctelor, să spunem, suicidare ale cetățenilor, fie din cauza unor turbulențe venite din afară, cum ar fi atacul altor civilizații asupra spațiului, să spunem, euroatlantic, fie pur și simplu fie impunerea unui tip de totalitarism politic pentru a rezista acestor presiuni, adică, repet, tentația nihilismului sau agresiunea din afară, dacă vreți, sub forma terorismului islamic sau sub forma unui totalitarism resuscitat, pentru a rezista acestor tentații și presiuni, noi trebuie să resuscităm o anumită practică cotidiană a unor virtuți mici burgheze. Cam asta este, de fapt, pledoaria mea. Este, de fapt, o pledoarie pentru o reinventare a unei burghezii. Adică a unei înțelegeri despre lume și viață care este convinsă de valorile modernității occidentale, dar care nu ignoră nici tezaurul de spiritualitate pe care îl putem descoperi în lumea premodernă și care în spațiul românesc trimite și la ortodoxia răsăriteană.